Bine te-am găsit din nou! După cum am promis, vom vorbi în acest videoclip despre pronumele personal, deci personal pronomen, personal pronomen, și vom vorbi despre el în cazul nominativ. El se schimbă în acuzativ și se schimbă și în dativ. Am luat numai cele trei cazuri pentru că eu consider că ele sunt cele mai importante pe care trebuie să le învățați la început. Vom vorbi despre toate aceste trei când le folosim, când folosim pronumele personal în acuzativ și cum este sau în dativ, și vom vorbi la sfârșit și despre reflexiv pronomul, despre pronumele reflexiv, și veți vedea, ghici ce, aici trebuie să țineți cont, ele se schimbă în dativ și în acuzativ numai la eu, la ei și la persoana întâia și la persoana a doua, tu. Și după aceea vom face câteva propoziții. Ce ziceți? Sunteți cu mine împreună? Așa că haideți să începem. Cum am spus, aici avem în nominativ pronumele personal ich, eu, du, tu, er, el, zi, ea. Gândiți-vă, s-ul să-ți pronunțați ca z și i și e se pronunță un i mai lung. Zi. Gândiți-vă ca la ziua de afară. Zi. Es, wir, noi. Ir, voi, exact așa, dacă aveți după un i, dacă aveți un h, prelungiți i-ul, ir, și r-ul ăsta îl înghițiți dacă se poate, îl pronunțați așa numai pe jumătate. Ir, ir. Atunci aveți zi cu s mare, dumneavoastră, și aveți iarăși zi, ei și zi, ele. Da? La persoana a treia plural. Acum, cum se schimbă ele în acuzativ? Vedeți aici, aveți mich pe mine, dich pe tine, in pe el, zi pe ea rămâne la fel ca și în nominativ zi, es exact așa ca și în nominativ, uns este la noi, pe noi, euch, pe voi, și zi pe dumneavoastră și zi pe ei, pe ele, rămâne la fel. Acum am să fac, imediat o să facem și propoziții cu ele. Acum avem în dativ mir, mie, dir, ție, im, lui, deci faceți deosebirea dintre in cu n la sfârșit și im cu m la sfârșit, ir, ei, im, da, copilului, de exemplu, cui, copilului, uns, oiș, vouă, inen, dumneavoastră, și inen, lor. Acum haideți să vedem cum facem o propoziție. Ich liebe dich. Deci, eu te iubesc pe tine. Ich liebe dich. Puneți ich, pronumele personal eu, pe primul loc. Pe al doilea loc în propoziție puneți verbul a iubi, lieben, pe care îl conjugați la persoana întâia, pentru că acest verb este totdeauna legat de persoana întâia, de persoana despre care, deci de subiect despre care se vorbește. Ich liebe dich, pe cine? Pe tine. Ich liebe dich. Sau, dacă folosim cu dativul, ich gratuliere dir. Eu te gratulez, îți gratulez ție, cui? Ție. Deci, în dativ, întrebați cui? Mie, ție, lui, nouă, vouă, dumneavoastră. Da? Pe cine? Wen. Este în dativ și vem, în acuzativ și vem, cum îți la sfârșit, este dativul. Pe cine? Vein. Cui? Vem. Hai să facem câteva propoziții în acuzativ. Ich kenne dich.
Deci, eu te cunosc pe tine. Pe cine? Pe tine. Ich kenne dich. Ich kenne ihn. Deci, uitați-vă ce scrie aici er. Mergeți aici și vă uitați. Ich kenne ihn. La zi, vă uitați aici la zi. Ich kenne sie. Ihr, mergeți aici pe voi, da? Ich kenne euch. Deci, faceți și voi acest exercițiu, luați propoziția și mergeți aici, deci puteți opri videoclipul și puteți citi aici mai departe. Verstehst du mich? Da? Deci, tu mă înțelegi pe mine, mich, și atunci mergeți, verstehen este a înțelege, mă înțelegi tu, da? Și atunci la wir. Verstehst du? Luați wir și mergeți aici. Verstehst du uns? Verstehst du? Mergeți la ich și luați de aici. Verstehst du mich? Sau zi dumneavoastră, mergeți la negru. Verstehst du zi? Da? Deci la acuzativ aici nu se schimbă nimic. Ich finde er, mergeți la er, ich finde ihn nicht. Deci nu-l găsesc pe el. Grüß, la zi, este tot zi. Grüß sie von mir. Salut-o pe ea de la mine. Grüß sie von mir. Ich vermisse, și mergeți la ir cum este în acuzativ, ich vermisse euch. La du, ich vermisse dich. La el, er, ich vermisse ihn. Și la zi, ich vermisse sie. Wann holt ihr, când luați voi, ich, pe mine, wann holt ihr mich ab? Deci când mă luați pe mine? Er ruft la zi, mergeți aici, er ruft sie morgen zurück. Deci așa puteți face acest exercițiu în acuzativ. Hai să vedem cum este în dativ. Ich gebe, aici este du, deci mergi la du. Ich gebe dir morgen das Buch. Eu îți dau ție mâine cartea cui? Ție. Er hilft la zi, er hilft ihr immer. Da? Er hilft ihr immer. Sau dacă este zi, er hilft ihnen immer. Sie spricht mit er, deci mergeți aici, sie spricht mit ihm, cu cine? Cu el. Sie spricht mit ihm. Mit ihm, și aici aveți și prepoziția mit, care totdeauna o folosiți cu dativ. Wir gratulieren ihr, da, mergeți aici la ihr, este vouă. Wir gratulieren euch herzlich zu Hochzeit. Ihr glaubt, ich este mir, ihr glaubt mir nicht. Voi nu mă credeți? Das Kleid steht, la du este dir, das Kleid steht dir sehr gut. Rochița îți stă foarte bine. Die Freunde, ăia sunt zi. Bei ihnen fühle ich mich immer sehr wohl. Sau, da, la ei mă simt foarte bine. Bei euch fühle ich mich sehr wohl. Gehen wir zu dir oder zu mir oder zu dir. Deci, odată puneți ich, mir și odată puneți du, dir. Gehen wir zu mir oder zu dir. Mergem la tine sau mergem la noi. Vom mai face asemenea exerciții, vreau numai să știu dacă puțin am putut să vă ajut cu pronumele personale. Dacă acum știți să faceți deosebirea între mich și mir, din acuzativ și din dativ. Și în filmul următor vom vorbi despre pronumele reflexiv, să vedeți cum le folosim aici. Așa că haideți să vedem care sunt răspunsurile voastre. Până atunci, succes la învățat!